genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, l-am văzut pe domnul Traian Băsescu astăzi, care a zis: nu trebuie să inventăm impozite noi. Auzi, domnul Băsescu, dar când a venit domnul Pogea, vă mai aduceți aminte? A venit domnul Pogea și a zis: impozit forfetar. Aia a fost invenția, că nu mai exista până atunci. Aoleu, bun, e clar că Ponta și guvernul și tot parlamentul își dau seama că e foamea mare. Că ceea ce a zis Boc și MRU e real, adică e criza foarte mare și suntem vai de capul nostru și foamea e mare. Deci trebuie să scoată bani de undeva. Încearcă ei, vedeți, cu Roșia Montană, cu una, cu alta, stimați telespectatori, da. Vedeți, ajung acum la vorba ălora dinainte, pentru că ei spuneau: domne, nu, când venim noi deschidem robinetele și pe unul va curge lapte și pe unul va curge miere și voi veniți cu gălețile, stimați români, și le umpleți și o să fie atât de bine, măi, frate, deci eu nu mai pot de bine. Deci nu mai pot. Deci... Între timp, văd că ne dă lecții un băiat, ambasadorul Olandei. Zic un băiat pentru că, mă, totuși, dacă ești diplomat și știi că țara ta a fost, să spun eu, împotriva intrării în Schengen, mai vii să-mi dai lecții. Deci nu mai am râd destul, măi, ambasadorul Olandei pe mine ca română. Aș vii să mai spui și... E corect ce zice. Dar nu trebuia să o aud de la ambasadorul Olandei. Că până un alta, bă, voi în Olanda aveți legalizate drogurile ușoare. Intri în cafenea și te duci, sau cu rețetă, sau un alta. Păi stați puțin, despre ce vorbim. Luăm lecții de la... Eu, dacă aș fi rău acum... Da, aș zice, luăm lecții de la o țară de drogați, ușor. Dar nu sunt rău și nu-mi permit să fac Olanda așa. Adică, da, dacă aș fi răutăcios, da, între țările de jos. Dacă vine un tsunami, face curățenie urgent în Olanda. Că ăia știți că sunt sub nivelul mării. Da, toată stima, tot respectul pentru poporul olandez, da. Mai ușor cu criticile și cu tălpile puse când trebuie să intrăm în Schengen. Ați văzut că profesorii au ieșit, au început să strige, sunt unele lozinci tare frumoase pe care le-au strigat, dar tot ei au stricat toată povestea, pentru că dacă erau destul de hotărâți pe poziții și înghețau un an școlar să le știe guvernanții de frică, dar nu era bine pentru părinți. În calitate de părinte n-aș fi fost de acord, i-aș fi rugat, i-aș fi criticat, aș fi spus orice în calitate de părinte. Am în calitate de român, parcă ăștia nu mai știu de frică de absolut nimeni. Nici de Dumnezeu, că ați văzut cât comentează politicienii și sau atâtea fițe ca să bage Biserica Ortodoxă și familia creștină în Constituție. Deci nu, politicienii ăștia sunt creștini și spun adevărul niciodată. Sunt creștini și spun adevărul care le place lor numai atunci în campanie electorală. Da. Bun. Ca să fie... bine și frumos, prezint invitatul. Nu, stați, înainte de invitat. Hunedoara TV se recepționează de ieri, adică din 5 noiembrie, pe o nouă frecvență în Deva, în rețeaua UPC. Noua frecvență este de 591,25 MHz, adică rețeaua la care îi face Brenciu reclamă, da? Aia cu, să vă spun eu, cu Lotus, da? Cu internetul și cu mai ce? Regia. Că n-am auzit-o. Cu șerpi, internetul și cu șerpi. Nu știu, mă, că nu mă uit la reclame, în sfârșit. Deci rețeaua UPC, frecvența s-a schimbat, dar numai în Deva, 591,25 MHz. Pentru restul localităților, frecvențele au rămas aceleași. În RCS, RDS au rămas aceleași. Dacă vreți să ne mai recepționați, dați o căutare sau introduceți manual frecvența 591,25 MHz. Avem oricum o mare problemă în România asta noastră mare și frumoasă, pentru că suntem atacați exact pe ce mai producem și noi. Mai producem alimente. Din Anglia au venit... multe critici și a fost retras un lot de conserve, mi se pare, sau în sfârșit produse de la Scandia Sibiu,
pe motiv că ar conține carne de cal. Scandia Sibiu a venit și a dat un comunicat și a spus conține urme de ADN cabalin, adică probabil în instalațiile cu care ar fi prelucrat și carne de cal. Deci englezii n-au dreptate, dar iarăși li se pune pata pe noi. Și apoi mai este cazul Avicola Călăraș, care astăzi, zic eu, că a ținut capul de afiș al jurnalelor de știri, sau mă rog, pentru câteva ori, pentru o perioadă. Vorbim despre siguranța alimentelor, l-am invitat pe purtătorul de cuvânt al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, pe domnul dr. Leontin Laslău, care totodată este președintele Colegiului Medicilor Veterinari din Hunedoara. Bine ați venit, domnul doctor! Mulțumesc, bună seara! O să vorbim imediat și intrăm în temă, dar înainte, ca să nu intrăm tensionați în emisiune, am un momentel de... Am început să vorbesc așa, știți, un moment, o să-l vedeți pe Mihuleț făcând exerciții, puteți să-mi ziceți nicio problemă, fitness, ziceți voi regia că e fitness, hai să descrieți în frunțile minutul, vă rog. Am revenit în direct. Puteam să lăsăm și faza cu abdomenele. Deci m-ați văzut că sunt gras, știu. Da, ați văzut că știu să fac și exerciții. Na, uite, bonsaia sau ce-o fi, leu de mare, e cu mult mai harnic decât mine. Asta e. Bun, siguranța alimentelor, ca să... V-a plăcut momentul? Da, drăguț. Drăguț. Hai să vedem că sunt mai multe puncte pe ordinea de zi. Cum stăm în județul Hunedoara? Există vreo alertă? Ați făcut controle? Ați primit de la ANSVSA tematică, deci de la Unitatea Centrală Coordonatoare a dumneavoastră, ați primit în ultimele zile tematică să controlați carnea de pui și produsele, știu eu, din carne de pasăre? Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor n-a fost notificată prin sistemul de alertă, dar la nivelul județului Hunedoara s-au desfășurat controle la 40 de supermarketuri și hipermarketuri, controlându-se în special dacă există carne de pui provenită de la Avicola Călăraș. În ultima săptămână, evenimentele respective au fost prezentate pe larg în mass media și sigur că și în județul Hunedoara, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a dispus efectuarea unor astfel de controle. Inspectorii noștri sanitar-veterinari, după cum am spus, au controlat 40 de hipermarketuri și supermarketuri și nu a fost descoperită carne provenită de la Avicola Călăraș și totodată pot să vă spun că nu a fost descoperit în aceste supermarketuri nici carne de pui intrată fără documente legale de proveniență și nici carne de pui care să fi fost depreciată sau, bineînțeles, refuzată de supermarketurile și hipermarketurile care au fost controlate. În afară de acest control dispus de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, derulat în urma evenimentelor care s-au petrecut în ultima săptămână la Avicola Călăraș, inspectorii DSVSA au mai desfășurat și alte controle în ultima perioadă. Este vorba de aproximativ 106 controle care au fost desfășurate sau efectuate la unitățile din domeniul alimentar, în special din domeniul produselor de origine animală,
astfel de controle s-au axat în special pe verificarea programului de autocontrol, dacă aceste unități alimentare au programul de autocontrol la zi și, bineînțeles, pe regulile de igienă generală în ce privește manipularea și depozitarea acestor produse. Și pot să vă spun că în urma lor au fost date 8 avertismente și 2 sancțiuni contravenționale în cuantum de 2600 de lei. Adică nu peste tot lucrurile au fost în regulă. Exact, dar nici nu putem vorbi de deficiențe grave, pentru că și cuantumul amenzilor pe care eu vi l-am spus aici, rezultat din 2 sancțiuni contravenționale, se ridică la 2600 de RON și sancțiunile respective au fost date pentru depozitarea defectuoasă sau necorespunzătoare și regulile generale de igienă în timpul depozitării. Astea au fost, cum să spun eu, controle desfășurate în ultima perioadă de inspectorii DSVSA, nu dispuse de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a dispus doar controlele pe pasăre după ultimele evenimente care au avut loc, controle care s-au desfășurat în hipermarketurile de la nivelul județului Hunedoara. Dar în afară de aspectul ăsta, care este foarte important, dumneavoastră și populația așteptați o astfel de informație care, bineînțeles, vă este pusă la dispoziție de Direcția Sanitar-Veterinară. Eu aș vrea să vă spun că Direcția Sanitar-Veterinară desfășoară pe tot timpul anului, deci tot timpul anului, un program de supraveghere și control al bolilor care este aprobat prin hotărâre de guvern, iar normele lui metodologice, normele de aplicare sunt aprobate de președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare. Din acest program amplu de control, de supraveghere și control al bolilor face parte și programul de control al salmonelozelor zoonotice. Pentru că aici vreau să ajung. Ca să ne înțelegem, salmonela este boala de care ne putem îmbolnăvi când consumăm produse din carne de pasăre. Numai puțin. Salmonela sunt salmonele patogene. Președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, în toate intervențiile care le-a avut în ultima perioadă, văzut, a încercat așa să explice că sunt salmonele patogene și care ajunse în organismul uman prin consum de carne, sigur că pot să producă boli, pot să producă toxii, infecții generate de salmonela. Sunt tipuri de salmonela, salmonela enteritidis, salmonela tifimurium, și noi prin programul de control al salmonelozelor zoonotice pe care îl declanșăm la nivelul fiecărei ferme și care se găsește aprobat prin programul de supraveghere și control al bolilor, asta încercăm să depistăm și să menținem indemnitatea acestor efective. Mai mult decât atât, pot să vă spun că tot prin programul ăsta de control aprobat prin hotărâre de guvern, prin programul de control al bolilor, orice lot de pui broiler care se sacrifică în abator autorizat sanitar veterinar trebuie să prezinte, pentru fiecare loc trebuie să se prezinte buletin de analiză lucrat la un laborator sanitar veterinar acreditat, din care să reiasă că testarea la salmonela a fost negativă. Deci niciun lot de pui nu este sacrificat până nu îi se prezintă și buletinul de analiză că lotul de pui sau pe lotul de pui s-a făcut și testarea pentru salmonela. Și acum vreau să vă spun că programul ăsta de control al salmonelozelor zoonotice la păsări se desfășoară pe categorii de producție. Aici avem păsările din reproducție sau păsările de reproducție, păsările sau găinile ouă-consum și puii broiler. Fiecare categorie care am precizat-o adineauri are un anumit program de control care se împarte în două categorii. Programul de autocontrol la inițiativa operatorului economic și programul de control oficial care îl face fiecare medic veterinar oficial care răspunde de ferma respectivă. Asta înseamnă că programul ăsta de control al salmonelozelor zoonotice se desfășoară ritmic pe tot parcursul anului, așa, la toate efectivele de pui broiler, pentru că ultimele evenimente au făcut raportarea în special la carnea de pui,
așa, se desfășoară la toate categoriile de pui broiler, la toate efectivele, adică de pui broiler din toate fermele din județul Hunedoara. Dacă îmi ziceți ce înseamnă pui broiler, adică pui de carne. Pui de carne. Adică pui de carne. Așa, e foarte simplu. De asta spun că e un termen de specialitate și da, s-a repetat. Toate efectivele de pui de carne sunt testate înainte de a fi sacrificate în abatorul autorizat. Bun, ce vreau să vă întreb? Există această testare. Ea se face în laboratoare autorizate de dumneavoastră? Sau în laboratorul dumneavoastră? Nu. Să ne înțelegem. Laboratoarele sanitar-veterinare nu sunt autorizate de noi. Ele sunt acreditate RENAR pentru metoda respectivă. Așa. Ele nu pot emite buletine de analiză care să fie luate în considerare de cineva numai dacă metoda respectivă a fost acreditată. De aceea, la abator am spus, fiecare lot de pui care urmează să fie sacrificat vine cu buletinul de analiză prin care operatorul economic dovedește că a fost făcut testarea pentru salmonella. Bun, mai mult decât asta atât. Întrebam, știți de ce făceam o paralelă, domnul doctor. Deci făceam o paralelă cu laboratoarele, pentru că la un moment dat ministrul sănătății, domnul Nicolescu, când a fost înainte ministrul sănătății, a zis, bă, românași, să vă cercetăm noi starea de sănătate. Și atunci foarte mulți au făcut bani. Inventându-și, laboratoare de analize. Am înțeles, la noi nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa adică ceva. Un buletin de analiză este emis de un laborator acreditat sanitar-veterinar. Câte pentru avem în județul Hunedoara? Păi în județul Hunedoara nu avem numai un laborator sanitar-veterinar. Laboratorul sanitar-veterinar care funcționează în cadrul direcției sanitar-veterinare. Asta în subordinea deci, directorului direcției sanitar-veterinare. Practic tot la dumneavoastră ajunge. Da. Da. Numai că nu este autorizat de noi. Asta vreau să spun. Acreditarea o face altcineva. Bun, perfect. Da, e în curtea dumneavoastră și automat dacă este vreo alertă de ceva... Acum vreau să ajung aici, la partea asta. Buletinul de analiză și alertă, dar avem un prim telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Mihăleț, bună seara, domnul doctor de la... Vă salut! ...adică Siguranța Alimentelor. Domnule doctor, așa aș să pun o întrebare. Am făcut un curs... Deci de, cum se spune, de naturiști și am auzit cuvântul elascină sau elascină, care am înțeles că nu înseamnă așa decât copită de animal care se pune în compoziția pâinii, care e cancerogen, am înțeles că. Dacă ați putea să segmentați această discuție, poate nu m-am exprimat eu bine la cuvântul respectiv, elascină sau nu știu că am scris undeva în caietelul ăla, dar... Am înțeles, uite, o întrebare foarte interesantă. Da, deci... sigur că da, pentru că se bagă tot felul de porcării și atunci asta e cancerogenă 100%. Cât la sută, Da, domnul doctor, dacă le puteți da, ca să fie clar, nu internet care... Și încă ceva, așa să spun, domnul doctor, de ce să aprobă să se bagă parizele și salamurile astea în hârtii plasticate care nu ventilează, domnule, se strică până acasă, vara, se strică alimentul. Probabil ca să cumpărăm, după ce cresc tot felul de porcării prin ele, amestecate, că otrăvuri, mai cumpărăm o dată, că nu-i bun nici așa. Când ați zis povestea. Când nu știu cine aprobă hârtia, nu ventilează. Domnul Damneacșu, stați un pic. Deci, când ați zis porcării, am zis, frate, din ce o vrea domnul Darniacu să se facă... Nu. A zis porcării. Păi normal că e carne de porc, deci e de la... Glumeam, domnul Darniacu. Mulțumesc pentru telefon. Și culoarea, cum se spune, roză, în alte țări nu e aprobată, pentru că și ea, dacă uitați, pe lista cu eurile, e 100% pentru creme roz, înghețate roz, tot ce roz. E foarte cancerogen. Mulțumesc că l-ați ascultat. Dacă puteți să ne spuneți cu elasceina, nu mai știu, dacă cunoașteți. Copită, nu de altfel decât copită de animal. Mulțumesc. Deci un extras din copită de animal. Mulțumesc pentru telefon, domnul Damneacșu. Hai să facem paranteza asta dacă avem nimic informații. Despre subiectul ăsta cu copita de cal, absolut nimic, nici nu vreau să intru în detalii. Nu cunosc aspectul ăsta și nu știu despre ce produs naturist este vorba. Așa. Un produs care se bagă în pâine, da, un ameliorator. Nu, și nici nu vreau să discut problema asta dacă există pe piață ceva de genul? Nu am cunoștință și nici nu poate să fie pe piață ceva ce este interzis. Pentru că aici vreau să ajung, vorbind de siguranța alimentelor, noi avem în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor și o componentă de siguranță alimentelor de origine non-animală, care, bineînțeles, se ocupă cu controlul pe pâine, pe procesarea pâinii, cu inspecțiile în brutării,
în special în unitățile de panificație. Sigur că și partea asta sau și segmentul ăsta este foarte atent monitorizat, înregistrat și autorizat de către Direcția Sanitar-Veterinară, controlat și supus inspecției de către Direcția Sanitar-Veterinară. Mai mult decât atât, și ei se urmărește un program de autocontrol și un program de control oficial, de aia nici nu vreau să intru în astfel de discuții. Așa, pentru că și partea asta de siguranță alimentelor non-animală este un segment foarte important al Direcției Sanitar-Veterinară și este foarte bine acoperit de către inspectorii de SVSA, pe toată partea de panificație și... Cu hârtiile plasticate avem să-i dăm și acum dăm să discut de hârtiile plasticate din parizer sau alte preparate din carne. Că pot fi și în alte preparate din carne. Toate preparatele din carne care sunt comercializate în unități autorizate sanitar-veterinar nu prezintă un risc pentru sănătatea oamenilor. Și de ce spun în unitățile autorizate sanitar-veterinar? Pentru că sunt unitățile verificate de inspectorii sanitar-veterinari și supuse controlului sanitar-veterinar. Acum, sigur că nu putem să discutăm de comercializarea acestor produse în locuri neautorizate și nici n-aș vrea să intru pe tărâmul ăsta. Un tărâm care poate există, el este necontrolabil și în cea mai mare parte nu este controlat de Direcția Sanitar-Veterinară. De aia eu îl asigur pe telespectatorul nostru că dacă sunt preparate din carne comercializate în unități autorizate sanitar-veterinar de desfacere, ele sunt sigure pentru consumator sau pentru consumul public. Era povestea cu ambalajul. Ambalajul de multe ori e hârtie, dar într-un fel e am bine. Înțeles. Într-un fel e bine. Aici cu ambalajul, sigur că mulți dintre noi avem nemulțumirea ambalajelor, dar încă o dată precizez. Dacă preparatul respectiv este comercializat într-o unitate autorizată sanitar-veterinar, el este sigur consumului și... Nu se strică parizerul de la magazin până acasă. Și el este supus verificării, fără discuție. Dar nu pot spune mai mult despre hârtii plasticate și neplasticate, că sigur, pe tema asta toți avem nemulțumirile noastre. Corect. Important e ca preparatele să fie comercializate în unități autorizate și atunci ele sunt sigure. Închidem paranteza asta și oricum mai luăm întrebări, stimați spectatori, nu vă faceți probleme, numărul de telefon este afișat pe ecran. Simțiți-vă ca acasă, dacă vreți să vorbiți cu noi, nu trebuie decât să formați numărul de telefon, care e telefon cu tarif normal. Da? Bun, scrie și pe ecran. Domnul doctor, am închis paranteza, buletinul de analiză. Buletin de analiză, alertă. Aici rămăsesem înainte de telefonul și domnului Daniel. Eu am spus, v-am precizat înainte că Direcția Sanitar-Veterinară n-a fost notificată prin sistemul de alertă în perioada acestor evenimente. Sigur că noi avem un sistem de alertă foarte bine pus la punct și dacă sunt notificări prin sistemul de alertă, avem... Care vin de la nivel central, dar nu, eu ziceam... Avem inspectori care se ocupă de sistemul de alertă, care informează imediat, iar șefii de serviciu, șefii de birou, împreună cu directorul Direcției Sanitar-Veterinare, iau imediat măsurile care se impun în aceste cazuri. Eu ziceam laboratorul în curtea dumneavoastră, să zic așa, nu e autorizat asta de dumneavoastră, dar în curtea dumneavoastră. Și atunci o alertă dacă e ceva... Deci nu e autorizat de DSVSA, asta vreau să spun. Este în curtea DSVSA și ăsta e un lucru foarte bun. Pentru că în cazul unui buletin de analiză pozitiv, sigur că prima dată buletinul de analiză pozitiv ajunge în serviciu care răspunde de segmentul respectiv. Dacă un buletin de analiză este pozitiv pe o boală care ține de segmentul de sănătate a animalelor, acolo unde lucrez eu ca și coordonator birou de sănătate animală, atunci buletinul ăla ajunge imediat la mine și acolo se iau primele măsuri pentru controlul acestei boli care apare acolo pe buletinul de analiză. Sau pentru cazul ăla care este pozitiv. Și de la buletinul ăla de analiză, pornesc anchetele epidemiologice, pornesc notificările, pornește declararea bolii și toate adică documentele. Adică un întreg sistem. Fără ca discuție. Să nu pornească un întreg sistem din regie împotriva noastră, luăm publicitate, domnul doctor, și revenim, stimați telespectatori, după publicitate vă așteptăm să vă uitați în continuare la noi în platou, publicitate. 591,25 MHz, stimați telespectatori, este noua frecvență pe care suntem recepționați în rețeaua OPC în Deva. Deci, dacă nu mai prinde sunet doar la TV, sau cei care
știți că vecinii sau cunoștințele au pe cer și se plâng. Păi nu mai prind Hunedoara TV, spuneți-le așa, 591,25 MHz. Să dea o căutare la televizor, pentru că s-a schimbat frecvența numai în rețeaua UPC undeva. În restul localităților, frecvențele au rămas aceleași. Bun, ne întoarcem la discuția noastră despre siguranța alimentelor. Domnul doctor, în județul Hunedoara, în ultimele 6 luni, să zicem, pentru că noi am mai făcut emisiuni când au fost problemele cu carnea de cal găsită în nu știu ce produse la englez, după aia a fost o filieră foarte interesantă, s-a demonstrat că de fapt România nu avea un mare amestec în toată povestea asta, noi exportând carne de cal și etichetată ca atare, dar procesatorul a zis că el mai deștept și a fost în sfârșit, nu mai discutăm. În ultimele 6 luni, în județul Hunedoara, a fost vreo alertă serioasă în privința producătorilor din județ? Așa cum a spus și dumneavoastră, noi am discutat atunci în perioada evenimentelor cu carne de cal, așa cum v-am precizat și atunci și susțin ce am precizat și atunci, că era o informație corectă și este o informație corectă, din județul Hunedoara, într-adevăr, s-a făcut comerț intracomunitar cu carne de cal, dar am precizat și atunci că nici într-un caz nu s-a procesat carne de cal. Atunci am precizat. Județul Hunedoara n-a procesat carne de cal și, bineînțeles, n-a trimis la comerț intracomunitar carne de cal procesată. Am dat aceste informații atunci, la vremea respectivă, și acum a spus și dumneavoastră, susțin ce am spus atunci și acum. Așa. Mai departe, discuțiile din presă și speculațiile, acum vă spun sincer, nu sunt îndreptățit să le comentez și nici nu vreau să le comentez. Nu, dar nu-i treaba noastră. Da. Eu întrebarea mea era alta. Mă interesează dacă a fost vreo alertă de vreo epidemie în ultimele 6 luni. Nici vorba. Știu eu. Noi în ultimele la păsări, la... Nu. Noi în ultimele 6 luni de zile, așa cum și atunci v-am precizat, am desfășurat și am o activitate foarte intensă pentru combaterea anemiei infecțioase la cal. O boală specifică calului, nu este o zoonoză, nu se transmite la om și în ultima vreme noi am desfășurat activitate pe supraveghere și controlul acestei boli, activitate care este bine legiferată tot prin hotărârea de guvern care aprobă programul strategic aflat în derulare. Astea sunt, cum să spun eu, evenimentele cu care ne-am confruntat dacă discutăm de specia cabalină sau de cal. Controlul și monitorizarea anemiei infecțioasă la nivelul județului Hunedoara și la efectivele de cabaline, care le avem în special în gospodăriile populației. Bun. Și nu în la fermele ovine comerciale. Așa. La ovine am derulat programe de supraveghere și control la screpie, la EST. Așa. Am avut chiar un focar de screpie pe care l-am controlat și l-am monitorizat conform legislației asta sanitar-veterinare. Denumită boala, e gălbează sau nu? Nu, e altceva? Nu. Screpia, ca să știți despre ce vorbesc, este asemănătoare la ovine cu SB-ul sau cu boala vacine bune, că dumneavoastră așa comentați, da. De la bovine. Și atunci înțeles. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a implementat norme metodologice și a aprobat norme metodologice, după cum v-am spus la început, pentru foarte multe programe de supraveghere și control al bolilor. Multe dintre ele sunt programe care sunt cofinanțate și cu Uniunea Europeană. Deja eu v-am spus câteva. Salmonelozele zoonotice la păsări, despre care deja am discutat, pesta porcină clasică, rabia la vulpe, de asemenea ESB-ul și EST-ul. EST-ul, adică screpia la ovine. Sunt toate programe de supraveghere și control care se desfășoară pe programe cofinanțate cu Uniunea Europeană. Înțeles, deci a fost un focar de boală la ovine, da, pe care l-ați controlat. L-am declarat, l-am controlat, l-am monitorizat și suntem în perioada de eradicare a focarului, pentru că efectivul după genotipare a fost sacrificat în abator autorizat sanitar-veterinar și toate ovinele care aveau gena
sensibilă la EST au fost sacrificate în abator autorizat sanitar veterinar. Deci numai cele bolnave și cele care erau predispuse să fie... Predispuse, sigur. Da. De asta spun că am controlat efectivul respectiv de ovine. Bun. Și de aceea programul se numește Program de Supraveghere și Control al Bolilor. Pentru că pe toată perioada cât s-a declarat focarul de boală, trebuie să ai și activitatea de a controla boala și nu numai pe perioada focarului, și după aceea trebuie să ai un control al bolii în teritoriu, permanent, prin supravegherea care o faci. Bun, acum o să fiu rău și ticălos, pentru că, ați văzut, am zis la început, nu legat de temă, de exemplu, vine câte un ambasador de țară, în cazul ăsta e Olanda, și ne dă nouă, așa, ne explică, trebuie să faceți reforme în justiție, trebuie să faceți nu știu ce, le-ați promis din 2007, nu le-ați făcut, bun. Ok, englezii zic, nu vă mai luăm nu știu ce produse. Acum, iarăși se lovește într-un fel, ați văzut că e un scandal de natură penală cu cineva care avea o fermă de păsări, un libanez, care dădea mită în sfârșit. Bun, cineva are treabă cu industria asta alimentară din România. Deci nu trebuie să ne iluzionăm că le place faptul că mai avem producători de alimente celor care sunt în vestul Europei. Că ar vrea să ne vândă tot. Să ne vândă tot și noi să le dăm gratis. Ce să le dăm și noi gratis? Gazele de șist, stimați telespectatori, aurul de la Roșia Montană și nu numai aurul, metalele rare. Deci sunt multe lucruri pe acolo. Adică să ne lase... Nu lipiți pământului, sub pământ dacă s-ar putea. Sub pământ, SRL. Știți că era un serial. Vreau să vă întreb ca autoritate. Dumneavoastră controlați doar produsele românești sau controlați și produsele alimentare străine? Pentru că aici eu aș demara așa, ca român, hai mă să vedem italieni, englezi, nemți, că ne trimit nouă produse și ajung în supermarketuri, hipermarketuri. Da, cu buletine de analiză. Ok, hai să vedem dacă buletinele voastre de analiză spun adevărat. Aș lua câteva produse așa prin... Se poate face o asemenea acțiune? Inspectorii sanitari veterinari din cadrul DSVSA Hunedoara controlează în unitățile autorizate sanitar veterinar absolut toate produsele care intră acolo, toate produsele de origine animală și de origine non-animală. Deci nici într-un caz nu pot exista produse care nu sunt supuse controlului sanitar veterinar. Toate produsele dintr-o unitate sanitar înregistrată, autorizată sanitar veterinar sunt supuse controlului sanitar veterinar. Acum sigur că eu nu vreau să discut informații pe care nu le am și nici nu vreau să intru pe tărâmul ăsta a speculațiilor, nu-mi permit să fac lucrul ăsta. Eu îmi permit să spun doar atât, o informație care este importantă și în aceeași timp necesară, că Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară un program de control în baza hotărârii de guvern care aprobă programul ăsta de control. Iar programul de control vizează toate unitățile autorizate sanitar-veterinar și înregistrate sanitar-veterinar. Pe mine mă interesează pe produs. Ați controlat vreodată vreun salam nemțesc sau italian? Să-l luați de pe raft și să ziceți... Eu sunt convins că toate produsele alimentare care se găsesc în hipermarketuri, supermarketuri sau alte unități alimentare care prezintă suspiciuni. Sunt tratate... Sunt tratate cu aceeași responsabilitate. Deci, haideți să vă spun ceva. Ăla vine cu brandul. Are niște produse foarte frumos ambalate, așa cum le trimitem și noi. Dar uite că englezii sunt mai catolici decât papa, dacă pot să spun așa. Și-au luat conserva românească și-au zis, ia să deschidem noi conserva asta de la Sibiu, pac, și-au zis, tot lotul înapoi, pentru că... Încă o dată repet, toate produsele pentru care nu, unde sunt suspiciuni sau care nu au certificarea sanitar-veterinară necesară sau documentele așa comerciale necesare. Dar dacă au documente, prezintă asta suspiciuni, mă interesează. Poate nu prezintă nicio suspiciune. Fără discuție luate ca atare și, bineînțeles, să mergem mai departe până, așa cum spuneți dumneavoastră, la examene de laborator. Dar acolo unde nu există suspiciuni, unde sunt documente sanitar-veterinare și documente comerciale, așa, inspectorii sanitar-veterinari nu cred că merg așa tendențios să verifice anumite produse alimentare. Vreau eu să fiu tendențios, domnul doctor, și am să vă spun ceva. Chit că o să-mi cheltui niște bănișori, mă duc și cumpăr eu din câteva supermarketuri produse
și pot să le aduc la analize la dumneavoastră? Mă costă mult? Laboratorul sanitar veterinar sigur că efectuează examene de laborator la și, cerere, la cererea și la cerere proprietarului, fără discuție, cu plata proprietarului. Acum rămâne de văzut examenele pe care le solicitați dumneavoastră și dacă laboratorul nostru sanitar-veterinar are metoda acreditată. Bun. Pentru că în cazul în care nu are metoda acreditată, sigur că veți fi îndrumat spre alt laborator care are metoda acreditată. De exemplu, pe mezeluri. Așa. Se poate identifica, poate laboratorul dumneavoastră să identifice dacă într-un cârnaț nemțesc, să zicem, există și carne de cal? Aici la DEVA se poate face analiza asta? Sunt foarte curios. Laboratorul sanitar veterinar, în momentul de față, nu pot să vă spun sigur dacă are acreditată metoda de identificare specie. Dar dacă metoda este acreditată, fiți sigur că ea poate să fie efectuată. Uite, vorbim la telefon, pe cuvânt de nou, o să încerc stima asta de spectator. Deci asta ar fi cel mai mare lucru pe care am putea să-l facem. Pentru că de cele mai multe ori m-am săturat ca țara asta să fie tot timpul luată în râs și să fim tot timpul criticați pentru, așa, gratuit. Mă, de cine să ne luăm astăzi? Se întâlnesc aia dimineața la cafea, de cine să ne luăm astăzi? Astăzi hai să-i punem pe bulgari. Pe prima pagina ziarelor. Bun. După aia, de cine luăm? Băi, toată săptămâna au fost românii ăștia, hai să-i mai punem o dată. Ia, mai dăm români. Hoți români, țigani români, prostituate românce. Știți că astea sunt titlurile dacă stai și citești ziarele din străinătate. Cam așa se pune problema, stimați telespectatori. Și atunci de ce să nu facem și noi? Bă, da, uite, mergem acolo, în hipermarketul cu tare. Produs cu steagul nu știu care, ok, l-am luat, e în țiplă, e autorizat, mi l-au vândut, îl plătim, avem, ținem bonul și mergem cu el la analiză. Eu tare aș face o campanie de genul ăsta, să vedem cât sunt de cinstiți și ei față de noi. Pentru că noi mâncăm așa, ce ne dau ăștia, toată lumea, nu avem niciun fel de problemă. Nu, domnul doctor. Da, în schimb, noi suntem obligați, da, repet asta, așa, chiar dacă o fac cu obstinație, nu, trebuie să repet lucrul ăsta, noi suntem obligați să respectăm legislația sanitar-veterinară și să mergem pe implementarea unui program de supraveghere și control, că vedeți aici, direcția sanitar-veterinară nu are numai atribuții de inspecții și control. Noi avem pe toate segmentele direcției sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, pe toate segmentele programului de supraveghere și control și atribuții de implementare a procedurilor. Astea sunt foarte importante. Noi toate programele astea trebuie să le implementăm până la nivelul medicilor noștri veterinari oficial din teritoriu, până la nivelul operatorului economic. Pentru că aceste programe de supraveghere și control al bolilor sunt programe destul de vaste și de aceea Direcția Sanitar-Veterinară are un segment foarte important de implementare a acestor programe și fără programul ăsta de implementare sau fără procedura asta de implementare, mai departe nu știu ce am mai putea să demarăm pe inspecții și control. Deci noi avem un segment foarte important de implementare spre deosebire de alte instituții care au numai atribuții de inspecții și control. La noi există o parte foarte importantă de implementare a acestui program de supraveghere și control al bolilor. Bun, supraveghere și control al bolilor, ajung și la un subiect pentru care o să mă înjure un anumit coleg. Vă spun despre cine e vorba, că o să vă prindeți singuri, stimați telespectatori, sau mă rog, o să se prindă colegii din redacție. Ultima știre pe care am văzut-o astăzi m-a cutremurat și tot și în sfera dumneavoastră, să zic așa, de responsabilitate. Nu neapărat că ați avea, dar o responsabilitate extrem de mare, dar intră în sfera dumneavoastră de responsabilitate. O fetiță de 4 anișori a fost omorâtă de câinele adoptat de mama ei. Deci stăpâna, după cum spuneau pe știre și după cum am citit pe agențiile de presă, stăpâna a trebuit să înjunghe animalul ca să dea drumul copilului. Deci vă dați seama ce ferocitate avea câinele respectiv. Ea fusese avertizată că acel câine ar putea să fie violent. Copil de 4 ani atacat de un câine, omorât de un câine. Acum, iubitorii de animale, trăiască, să fie sănătoși. Domnul doctor, hai să vorbim despre condiția câinelui maidanez, a câinelui fără stăpân, care umblă pe străzile orașelor și pe care vedem că
protejează unii mari iubitori, îi duc acasă, îi... ce să vă spun. Vă rog frumos. Eu v-aș propune ca pe tema asta să avem o discuție mai amplă după aprobarea normelor metodologice. O să o facem și atunci, dar o facem și acum. Și aș vrea să purtăm o discuție într-adevăr foarte interesantă și de actualitate, poate și cu mine, poate cu alți specialiști în domeniu, pe domeniul ăsta a adăposturilor de câini fără stăpâni. Informația pe care vreau să vă dau eu este următoarea, că până în momentul de față și până la apariția normelor metodologice, în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare, prin activitățile de implementare, chiar de inspecție și control, noi am reușit să gestionăm foarte bine partea noastră de adăposturi de câini fără stăpân. Acum nu trebuie să vă ascund lucrul ăsta, care este știut și cunoscut și legiferat, așa, că administrațiile publice locale sunt responsabile de gestionarea câinilor fără stăpân. Noi am avut cu administrațiile publice locale pe tema asta, în general, o colaborare foarte bună. Dacă n-ar fi fost o colaborare foarte bună, nici activitatea noastră în domeniul ăsta nu s-ar fi putut desfășura foarte bine. Dar sigur că sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, că animalele de care vorbim, adică câinii, nu trebuie să fie liberi pe străzi. Sigur că ei sunt un factor de risc, de transmitere de boli. De aceea au fost discutate cu administrația publică locală posibilitățile de a gestiona aceste adăposturi de câini fără stăpân. Noi știm că efortul financiar din partea administrației publice locale până acum, de aici înainte, poate activitatea o să fie concesionată altcuiva, ei vor trebui să facă lucrul ăsta și să gestioneze în continuare câinii fără stăpân, chiar prin concesionarea activității, așa, dar să vedem după ce se termină procedurile de legiferare a normelor metodologice, atunci, cum v-am spus, putem să discutăm pe larg. Dar până atunci, informația care vă dau, și repet lucrul ăsta, este faptul că noi am gestionat pe partea noastră de Direcție Sanitar-Veterinară foarte bine, în colaborare cu administrația publică locală, segmentul ăsta până acum. Deși, într-adevăr, cu mari dificultăți. Că așa cum știm cu toții, așa efortul financiar este foarte mare și mai ales că știm bine, administrațiile publice locale se confruntă cu probleme foarte mari și sunt și foarte mulți cetățeni care au alte priorități sau cer administrației publice locale, cer administrației alte priorități. Nu neapărat câinii fără stăpân, dar în multe orașe administrația a înțeles că este o problemă foarte importantă. Bun, câinele... După știrea asta care a venit din Marea Britanie și care m-a cutremurat, că bun, și la ei sunt câini vagabonzi. Deci uite, și la englezi sunt câini vagabonzi. Eu am spectator. N-au scăpat nici englezi. Dita mai imperiu, da? După informația asta, eu nu mai sunt sigur acum, câinele e un animal domestic sau e un animal sălbatic? Nu, câinele trebuie să fie un animal domestic, dar el trebuie să fie gestionat de un stăpân. Și dumneavoastră o să vedeți că la discuțiile care o să le avem, dacă o să le avem, sau cu alți specialiști în domeniu, o să le avem după ce... Așa, după apariția și după legiferarea normelor metodologice, o să vedeți că de aici înainte Colegiul Medicilor Veterinari din Hunedoara va trebui să gestioneze și un registru al câinilor cu stăpân. Nu va mai fi gestionat numai registru câinilor fără stăpân sau nu vor mai fi gestionați doar câinii fără stăpân. Pentru că știți ce era important și noi am așteptat de multă vreme lucrul ăsta. Ca să stăpânești sau să gestionezi foarte bine câinii fără stăpân, mai întâi trebuie să gestionezi foarte bine câinii cu stăpân. Pentru că și la câinii cu stăpân reproducția este de cele mai multe ori necontrolată, iar câinii ăia supranumerare ajung până la urmă tot pe stradă, în mediul rural sau în mediul urban. Așa că lucrurile astea în mod normal trebuie gestionate cu mare calm și, zic eu, cu mare eforturi financiare. Ultima întrebare din emisiune. Câinele comunitar, maltanezul, da? Da. E animal domestic sau sălbatic? Păi în mod normal, dacă el este lăsat în libertate mai mult timp, nesupravegheat, nehrănit, cum să spun eu, nevaccinat,
fără să aplice minimele reguli de igienă pentru câinele respectiv, sigur că poate deveni în anumite condiții periculos. Deci, bun, m-ați socolit. Domestic sau sălbatic? Acum, sigur că gena lui este de animal sălbatic, dacă e lăsat în libertate. Dar la noi în județ n-au fost cazuri. Ba, au fost cazuri, dar în sfârșit nu vreau să... N-au fost cazuri. Intrăm... De câini foarte agresivi care să fie în libertate. Sigur că am avut și noi, fără discuție, probleme cu câini care poate n-au fost preluați la timp de pe stradă, dar în general administrația publică locală a fost preocupată de lucrul ăsta. Nu fac public eu un amănunt, dar în sfârșit... O să mai vorbim și când se votează până la urmă cadrul legislativ. Vă aștept cu mare bucurie să dezbatem subiectul, pentru că e de interes național, nu numai da, local. Da, este un subiect important. Important și discutat de foarte multă lume. Bun. La momentul ăsta suntem în siguranță din punct de vedere alimentar în județul Hunedoara, nicio alertă. Da, da, așa cum am precizat. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru informații și vă aștept ori de câte ori aveți plăcerea să veniți la noi, pentru că e important să dăm informație corectă, concretă și la timp și de la sursa autorizată. Mulțumesc foarte mult. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Rămâneți cu Hunedoara TV, urmează Hunedoara în 50 de minute. Vineri discutăm cu Octavian Cadia, revine Octavian Cadia la noi în studio, că am fost ocupați, ba cu una, ba cu alta, ba cu ailaltă. Și mai luăm așa un moment de respiro, discutăm despre capitalism, partea a doua, o să vedeți că o să fie o emisiune importantă și interesantă și vineri. Vă doresc toate cele bune și nu uitați, România nu e a lor, e a noastră.